Cristi, fii atent. Eu am o mare bucurie și o mare surpriză pentru tine și am eu emoții. În seara asta a venit pentru tine și chiar crede mai emoții, uite mie, îmi tremură glasul și mă bâlbâi. Poate, nu poate, cu siguranță, cel mai mare pictor în viață. Cel mai mare pictor român în viață. Un extraordinar de mare artist. E pentru tine aici. A venit. Doamnelor și domnilor, Antena 1 are onoarea să vi-l prezinte în această seară pe domnul Sabin Bălașa! Seara. O mare, o mare onoare. Bună seara. Cristi. Extraordinară întâlnire. Un incredibil de mare artist și un viitor mare artist. Domnule Bălașa, aveți în acest moment sute de oameni în picioare care vă aplaudă și în fața noastră sunt milioane de români care vă aplaudă în picioare acum. Nu doar pe mine aplaudă lumea, și pe Cristian aplaudă lumea. Aplauzele sunt ale amândurora. Așa e. Cu ce bucurie ați venit, maestre, cu ce bucurie ați venit? Eu am venit cu bucuria următoare. Dacă am auzit, știi cum e, se duce bucur, se duce vestea. Și de mine mi s-a dus vestea, că și eu așa m-am născut undeva pe Oltes, pe la Olteni. Dar s-a dus vestea. E și cu tine s-a dus vestea, a ajuns până la mine. Și așa a fost întotdeauna. Și a rămas ca să ne vedem acum, eu tu să-mi și spui ce faci, să ne uităm, da? Și m-am gândit, dom'le, cu ce să fac și eu pentru prietenul meu. Pentru Cristi. Pentru Cristi. De ce? Pentru că nu contează că sunt mai mare de vârstă sau mai mic. Nu, nu, asta nu contează. Contează că suntem colegi, indiferent, wow, că suntem prieteni și colegi, și că ne apreciem unul pe altul. Asta contează. Și atunci m-am gândit, eu fiind mai în vârstă, am trecut prin atâtea greutăți ale vieții, nu știu ce, ce ar fi să fac eu ție cadou o lucrare de-a mea? Fii atent, Crist. Fii atent la ce m-am gândit. M-am gândit așa, să-i fac cadou o lucrare, dar una din capodoperele mele. Eu așa le consider. Da. Și să știi că eu sunt modest ca om, așa. Ca om sunt foarte modest, ca artist nu, nu-s modest deloc și nici nu vreau să aud că tu ești. Bravo. Că tu ești modest. Mare artiști n-au voie să aibă modestie. Nu avem voie. Eu am luat o capodoperă de-a mea și acum lumea o să vadă că dacă nu e capodoperă înseamnă că m-am făcut de râs, nu? Ați adus un tablou? Da, am adus un tablou. E aici tabloul? Este aici și o să-l vedeți. Am adus ca să ți-l fac cadou ție. Dar tu o să ai această lucrare care acum costă, așa, dacă ai vinde acum, între 200 și 300 de mii de euro. Atât costă în momentul ăsta tabloul. În momentul de față. Vă garantez acest lucru și va costa milioane de euro când tu vei fi la maturitate. E semnat Sabin Bălaș. E semnat și îl veți vedea acum dacă exagerez cu ceva. Așa. Fiul dumneavoastră, domnul Tudor Bălaș, aduce acest tablou. E absolut incredibil. Bună seara, bine ați venit. Cristi. Vreau să-l cunoști pe Tudor, pe fiul domnului așa. Sabin Bălaș. Tabloul acesta. El e tot așa, ca tine. O fire ca a ta. Artiști. Cristi, da. Tabloul ăsta, semnat, vino aici. Pune-te, stai aici, fii atent. Ce scrie aici? Sabin Bălaș. Ai văzut semnătura, da? Semnătura asta pe care o vezi tu aici, în momentul ăsta, în clipa asta, valorează extraordinar de mult. Peste ani de zile, cum spunea maestrul Bălaș, când o să fii tu matur, tabloul ăsta va fi o avere. Dar nu averea contează. Nu aia contează. E bine să ai banii ăia ca să-ți poți picta și vedea de treabă. Mulțumim tare sunt mult. O să vă rog să rămâneți în preajma noastră, să-l auziți și cum cântă. Păi vreau să ascult. Cu mare drag. Doamnelor și domnilor, Sabin Bălaș! Mulțumim mult de tot, domnule Bălaș. Cristi. Da. Știi ce e asta? E un cadou de neprețuit. Acum la anișorii ăștia ai tăi, poate nu-l simți așa puternic și cum trebuie. Dar o să vezi ce înseamnă ziua asta de ianuarie, peste 30 de ani, peste 40 de ani pentru tine. Când ai stat față în față cu marele Sabin Bălașa. E mare lucru.